Și mă gândeam la câți oare dintre noi, dintre cei ce suntem prezenți în seara aceasta la închinare, câți dintre noi simțim cu adevărat prezența lui Dumnezeu în adunarea noastră? Să simte și simt, sau poate că suntem noi mai privilegiați aici cu două coruri și auzim cântând și suntem binecuvântați. Mi-a venit în minte un cuvânt al Domnului din Psalmul 133 care spune: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Lăudați să fie Domnul. Amin. Haideți în seara aceasta să ne închinăm, conștientizând prezența lui Dumnezeu. Amin. Mă rog din toată inima ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne copleșească pe fiecare în parte. Amin. N-aș vrea ca în seara asta să avem armat și să spunem: ia să vedem cum cântă ai noștri, să vedem cum cântă ăia la alții, ia să vedem cum să roagă ăla sau aia. E bine, în seara asta aș vrea să ne smerim în prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne unească, să ne cerceteze și să fim copleșiți de prezența lui Dumnezeu. În seara asta aș vrea ca niciunul dintre noi să nu plecăm de aici fără să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar voi numi doi frați, două surori și ne vom ruga Domnului ca apoi să încheiem cu rugăciunea Tatăl nostru și Dumnezeu să-și binecuvânteze lucrarea mai departe, Dumnezeu să binecuvânteze părtășia. Dar aș vrea ca plecând de aici să spunem și noi ca psalmistul: măi, ce plăcut este să fie pocăiți împreună. Doamne, ce dulce! Da, ce dulceață este să locuiască credincioși împreună. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Cerem călăuzire de la Dumnezeu, cerem binecuvântare de la Dumnezeu și în rugăciune ne vor conduce doi frați, fratele Sterică Câmpan, fratele Marcel Coșman și două surori, sora Anca Boingeanu și sora Maria Dumitru. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin, amin, amin.